Bună, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului Radu Prisăcaru. Așa cum am obișnuit, am o invitată specială astăzi, o doamnă, o nouă prietenă de-a mea și sper că și de-a voastră în foarte scurt timp. O doamnă cu care am început acum câteva zile un mic dialog despre dezvoltare personală. Și am invitat-o pentru a discuta despre dezvoltare personală pe înțelesul tuturor. Pentru că noi la acest podcast tot am discutat la diverse niveluri. Cred că este momentul să o luăm și de jos pentru a explica exact cu ce se ocupă dezvoltarea personală. Bine ai venit, Daniela! Bine v-am găsit, mă bucur pentru invitație și sunt onorată. Ești coach, mentor și speaker. Da. Cum ai ajuns în zona asta, ca să o luăm cu începuturile? Cum ai ajuns în zona de dezvoltare personală? Dacă e să dau un răspuns, ar trebui să mă duc un pic în copilărie. E un lucru care l-am realizat destul de târziu, aș putea spune. Din totdeauna mi-a plăcut să ajut. Și în copilărie, ca orice fetiță, îmi plăcea să fiu medic. Îmi plăcea să fac injecții, îmi plăcea tot ce înseamnă trusă medicală. Mai târziu, în clasa 8-a, când se făcea anatomie, la un moment dat am avut o lecție de disecția unei broaște. Și în momentul ăla mi-a dat seama că îmi place și chirurgia. Deci îmi plăcea acolo să le desfac eu, să le văd, să le înțeleg și după aceea să le pun la loc. Mai târziu un timp, bineînțeles că nu am ajuns să fac ceea ce mi-a plăcut, viața întotdeauna îți dă alte căi, și pot să spun că efectiv gândul spre dezvoltare personală a început acum 4 ani. A fost un eveniment în viața mea care nu s-a încheiat foarte fericit, nu sunt prima, nu sunt ultima, nu e nicio problemă, care m-a făcut cumva, dacă ați ajuns vreodată în punctul ăla în care ajuns să spui ori merg înainte și mă duc la vale, ori am schimbat. Eu eram exact în punctul ăla. Cu toții trecem. Avem momente. Și am ales schimbarea. Felicitări! Mulțumesc! Și atunci am început să citesc, să urmăresc. Nu știam exact când și cum voi începe dezvoltarea personală, dar am început să urmăresc materiale și emisiunea televizor. Alea cât erau și cum erau. Și după un an și jumătate am avut ocazia să particip la un webinar gratuit în care a venit acel wow, vreau și eu. După ce s-a terminat webinarul, m-am înscris să vorbesc cu persoana respectivă și la prima întâlnire i-am spus, vreau să fac și eu ce faci tu. S-a uitat un pic așa la mine, a zâmbit foarte elegant și discret și mi-a zis, bine, și de când vrei să începi? Zic, acum. Din nou a rămas un pic wow, el de data asta, da, și am început. Am lucrat cu acea persoană pe o perioadă de 6 luni, în care am început efectiv să fac întâlniri, grupe de mentorare. Și așa am început să pun în aplicare, pentru că asta este cel mai important, să pui în aplicare ceea ce înveți și ceea ce primești ca informație. Nu este de ajuns să vezi un material, să citești o carte, poți să citești o bibliotecă întreagă. Nu are nicio valoare dacă nu pui în practică nici măcar o idee pe care ai învățat-o. Știi cum pe noi practica ne omoară, că la teorie toți suntem buni. Da. Da. Și în acel moment am început practic dezvoltarea personală, nu doar a mea, ci și a persoanelor cu care lucram. Pentru că dacă cineva are impresia că în momentul în care tu începi și lucrezi cu anumite persoane, tu deja nu mai ai nimic de învățat, a greșit la cel mai înalt nivel. În orice moment e ceva de învățat. Din experiențele celor din jurul tău, experiențele celor cu care lucrezi, întotdeauna apar situații în care te regăsești și tu. Poate nu chiar în toate, dar în mare parte de ele te regăsești. Și atunci îți dai seama
prin ce a trecut persoana aia, dar prin ce ai trecut tu. Ce ai făcut tu ca să ieși din situația respectivă? Și în momentul în care tu îți aduci aminte ce ai făcut, plus ce ai învățat, îl poți ajuta pe cel care vine și lucrează cu tine și vrea să fii mentorul lui. Deci totul ține de experiență și te pus în practică la ceea ce înveți. Foarte, foarte interesant. Hai să ajungem puțin la definiția dezvoltării personale din punctul tău de vedere. Pentru că aici există foarte multe definiții. Fiecare rezonează cu câte una. Din punctul tău de vedere, ce înseamnă dezvoltarea personală? Cum ai defini-o? Pentru mine, dezvoltarea personală este un proces. Un proces care nu se întâmplă peste noapte. Așa este. E nevoie de răbdare și nu trebuie să avem așteptări. Nu trebuie să avem așteptări de ce? De exemplu, când ți este rău, te doare ceva, mergi la medic, îți dă un tratament și spune 7 zile faci antibiotic și ai rezultatul, da? Aici nu merge cu faci 7 zile, faci o lună și ești ok toată viața. Aici, pe măsură ce începi să lucrezi, descoperi ceva nou care trebuie lucrat. Și atunci este un proces nu foarte confortabil, dar care aduce satisfacție enorme. Pentru că tu, făcând acest proces, devii o altă persoană. Mai bună, spune noi. Mai bună. Întotdeauna varianta cea mai bună. Da? Pentru că asta ne dorim. Zilele astea întrebam mai multe persoane ce înseamnă dezvoltarea personală sau cum ar defini dezvoltarea personală din punctul lor de vedere. Și aici am întâlnit o altă persoană care, din punctul ei de vedere, avea dreptate și respect părerea, spunea că prin a defini te limitezi. Aici depinde ce înseamnă pentru fiecare dintre noi definiție, cuvântul definiție. Dacă pentru tine definiție înseamnă un pătrățel în care te-ai definit, te-ai limitat. Pentru mine definiție înseamnă să explic un cuvânt și atunci sunt fără limite. Pentru că, până la urmă, explicația poate merge la nesfârșit. Da, da, dar totul pornește de la cum te raportezi. Cum te raportezi la propoziție, la cuvânt. Dar uite, inclusiv asta e important, să definim termenii. Până la urmă, a defini termenul de definiție e foarte important, exact cum spuneai. Da, da. Deci de aici chiar trebuie să plecăm. Și de aia cred că de aceea e important să definim această dezvoltare personală. Fiecare o vede în felul lui. Cineva spunea că este evoluția personală. Cineva spunea că este drumul spre cunoaștere. Cineva spunea că este a împărtăși din ceea ce ai învățat. Fiecare înțelege ce vrea. Important este că pune în practică și ceea ce spune nu este doar de fațadă, ci chiar face ceea ce spune. Pentru că lucrurile astea la un moment dat se văd. Dacă tu pui în aplicare ce ai învățat, la un moment dat te schimbi. Poate tu nu realizezi, dar cei din jurul tău te văd deja o altă persoană. Nu știu, mai calmă, vezi lucrurile într-un alt mod, știi să gestionezi anumite situații. Totul este altfel în jurul tău. Nu te mai plângi toată ziua. Dacă îți spune șeful ceva, ok, este șef, este părerea lui, de asta este plătit, să fie șef și să spună, este un om ca și mine, da? Deci, totul depinde dacă pui în practică ceea ce spui. Dacă tu spui niște lucruri doar de fațadă, ca să faci impresie, la un moment dat, lucrurile alea te trădează. Pentru că te afli într-o situație în care tu ai putea să o gestionezi foarte ușor, să spui, ok, e părerea omului, îi respect părerea și așa mai departe. Dar dacă tu auzi o părere care ție ți-a prinde beculețul și s-a urcat tot sângele la cap, ai uitat de ceea ce ai spus și acționezi în felul în care ești tu de fapt. Și asta spune foarte mult. Ființa umană. Da, e adevărat. Toți avem alea 5 minute, chiar și ea din dezvoltare personală. Oricine are acele 5 minute. Dar important e ce faci după alea 5 minute. Că la unul ține 5 minute, la altul jumătate de oră, e ok. Da, te-ai răcorit la unii, și... La unii ține o viață, ca să zic așa. Da, și atunci e un pic mai greu. Ok.
Astea ar fi câteva definiții pe care le-am putea da. Pe înțelesul tuturor, cred. Sper că ați rezonat măcar cu o parte din ele, dragii mei. Care ar fi pașii care ar trebui să-i urmeze o persoană? Sau spune care sunt pașii pe care i-ai urmat tu, de exemplu, în acest proces de evoluție, să-i spunem, de dezvoltare personală. Eu când am început acest proces, am început cu cartea lui John Maxwell, cele 15 legi ale dezvoltării personale. Și din toată cartea sunt mai multe legi aici. Eu am ales 5 care le-am considerat eu ca și pași care ajută o persoană în dezvoltare, primii pași. Și prima lege este legea intenției. Intenția de a face ceva, intenția de a-ți dori ceva, intenția de a începe efectiv ceva. Și prima intenție este aceea de a-ți dori. Și am întâlnit multe persoane care chiar nu știu să-și dorească. Sau care spun, ok, și ce este așa de greu să-mi doresc ceva? Bun. Este foarte frumos că-ți dorești și știi să visezi. Hai să vedem cum formulezi acea intenție. Cred că aici este cel mai greu, pentru că mulți își doresc multe, dar când este vorba să limiteze și să definească foarte clar, că tot vorbeam de definiții, să definească foarte clar ceea ce își doresc, atunci începem să dăm definiții contradictorii. Problema este că Universul, de fiecare dată, ne oferă ceea ce ne dorim. Noi, între timp, ne schimbăm acea definiție, acea dorință și suntem supărați de multe ori că primim ceea ce am dorit, dar am uitat că noi, de fapt, asta am cerut de la Univers. Da. Deci, cred că ai perfectă dreptate. Trebuie să ajungem să ne definim foarte clar ceea ce dorim. Suntem energie, da? Orice gând, orice gest, orice cuvânt pe care îl rostim, emană energie. Așa este. Da? Energia aia merge în Univers, Dumnezeu, spuneți-i cum vreți. Și atunci, am întâlnit persoane care le spuneam, ok, știi să-ți dorești, zi-mi ce-ți dorești. Și făceau așa o listă de vreo 5-10 dorințe, bun, și din toate astea, Universul ce ar trebui să-ți dea? Care este prima? Păi toate sunt la fel, ok, dar pe care ai vrea totuși să o primești prima dată? Și atunci își dau seama că nu știe din lista aia ce și-ar dori. Spune, știi, îmi doresc mașină, îmi doresc parcă o casă, aș vrea și o vacanță, dar parcă aș vrea copilul să ia la facultate, parcă... Bun, și din toate astea, care e prima? Și aici toată lumea se blochează. Nimeni, sau mare parte din persoanele cu care am discutat, nu știu să se pună pe primul loc. Așa este. Nu înțeleg că dacă ele sunt bine, în jurul lor va fi bine. Ai de unde să dai? Pentru că dacă tu pui copilul, soțul, facultatea copilului, nu știu, și faci toată lista de cumpărători și tu n-ai loc nici măcar, așa, ultima bucățică să te scrii și dacă îți mai dau o pagină, nici pe aia nu ai loc, pe cam ce vrei să se întâmple în viața ta? Ce vrea să se schimbe în viața ta? Se spune că noi tot oferim. Oferim, la un moment dat începem să oferim din energia noastră vitală și atunci începem să ne îmbolnăvim. Pentru că, exact cum ai spus, ne punem pe locul 2, 3, 4 sau undeva spre coadă. E normal să apară frustrări, este normal să apară probleme. Până la urmă, din aceste frustrări se somatizează în corp și ajungem să ne îmbolnăvim. Pe diverse motive. Deci, aici, cred că e perfectă dreptate. Cu o mică paranteză, corpul este ultimul care se îmbolnăvește. Da? Exact. Până la corp avem emoțiile, avem mentalul, avem psihicul și dacă astea nu sunt rezolvate, ajungem la corp. Și acolo e mai greu. Și atunci e mai greu, da. Dar asta nu înseamnă că cele dinainte sunt ușoare. Nu. Pentru că de multe ori o rană în corp o vedem. O rană în suflet s-ar putea să fie foarte bine ascunsă. Pentru că sunt emoții pe care mentalul le-a limitat. Și am pățit și eu acest lucru. De multe ori. Fiind un om mental, mi-am dat deoparte ceea ce simțeam. Alea izbucnesc la un moment dat, ies la suprafață și nu-mi dau seama de ce reacționăm într-un anumit fel fără să fim provocați.
sau fără să fie o chestie logică. Și după aia începem să ne punem întrebări. Dar oare de ce am făcut lucrul ăsta? Mă rog, cine are întrebări de pus, cine are numai răspunsuri, nu își mai pune întrebări. Și de obicei reacționăm așa după o anumită perioadă de timp în care acel lucru deja a trecut. El nu a fost procesat. Așa este. Dar mintea subconștientă îl pune acolo la un loc sigur, într-un sertăraj. Aruncă cheia și când toate sertărașele s-au umplut, facem bum. Și, dar de ce am făcut bum? Pentru că acum totul e bine în viața mea. De ce fac așa? Păi, dar ce a fost înainte în viața ta? Unde se pune? Și nu le-ai rezolvat. Au rămas, da, le-ai pus la supreș sau în sertărașe, cum spuneai. Da, da. Și atunci foarte important este să-ți dorești. Să știi să îți dorești. Să știi să, sau să înțelegi că tu ești pe primul loc. După care trecem la intenție. Da? Degeaba îmi doresc dacă nu acționez. Deci, intenția este dorință plus acțiune, da? După definiția ta. Ok, sunt de acord cu asta. Da? Și deci, eu cred că aș mai adăuga și partea de emoție. Automat vine și emoția. Pentru că fără emoție degeaba acționezi, n-ai niciun fel de zvâc. Pur și simplu faci numai ca să fie făcut, dar când vine și emoția din spate, parcă altfel. Păi, de obicei, gândul vine în urma unei emoții. Da? Te simți rău. Începi să te gândești. Când te-ai gândit sau începi să gândești, cauți soluții. Pentru că poți să le găsești, poți să nu le găsești. Dar dacă le-ai găsit și le-ai pus în practică, nu ai făcut nimic. Rămâi tot în emoția de început. Și atunci, tu poți să spui, uite, vreau să încep procesul de dezvoltare, da? Vreau să lucrez. Ok. Când ai vrea să începi? Nu toată lumea să spună acum, cum am zis eu, da? E ok. Și nu am pretenție. Mai bine zis, nu am așteptări. Dar când îi pui în fața faptul împlinit, alegeți o dată când ești dispus să începi. E greu. Și atunci, degeaba vii și îmi spui, vreau să mă schimb. Au fost persoane care la un moment dat spuneau, vreau să ajung să gândesc și eu ca tine. Ok. Îți doresc să ajungi mai mult ca mine. Ce te oprește? Dar ești dispus să plătești prețul care l-am plătit eu? Pentru că orice proces are un preț. Bun, și aici nu vorbim numai de bani. Nu vorbim doar de bani, este de investiția. Banii cred că e ultima resursă care intervine aici. Este investiția emoțională. Da? Este mentală. Este pregătirea, este timpul, foarte important. Da, da, avem acele programe care se găsesc acum pe internet și sunt gratuite. Se spune că programele gratuite ajută până la un punct sau deloc, sau ajută cel mai puțin. De ce? Pentru că în momentul în care tu nu dai o energie la schimb, exact, este doar o informație pe care tu ai primit-o. Sunt persoane care se ambiționează din acel gratuit să treacă la plătit și să lucreze efectiv cu ei, dar sunt care rămân la o informație și am să încep. Și până am să încep, deja au uitat. Am să. Acel wow, acele conștientizări care le-au avut. Și dacă trebuia să o ia de la început, știi că am mai făcut asta. Bun, ai mai făcut și cu ce ai rămas în ea? Păi eu... Și ce ai făcut de acolo? Păi nimic. Ok. Și atunci ce vrei? A, știi cum se spune că în momentul în care studentul, să-i spunem, este pregătit, profesorul va apărea. Da. Nu? Da. Dar trebuie să fii pregătit emoțional și psihic. Psihic de ce? Pentru că procesul de dezvoltare personală înseamnă să fii sincer cu tine. Este un proces de autocunoaștere. Este acea autocunoaștere de care ți-e frică de multe ori și ție. Primul rând ție. Pentru că poți descoperi lucruri care erau înăuntrul tău, dar cumva ți-era frică să le recunoști. Pentru că în momentul în care le-ai recunoscut, le dai putere. Și când le-ai dat putere, poți acționa în urma descoperirilor făcute.
Și atunci, e cumva, ce nu se înțelege în acest proces este că tu când ai descoperit ceva în interiorul tău, rămâne acolo. Tu lucrezi cu tine. Nu te duci și pui un afiș, uite, asta am descoperit și aici lucrez. Nu, sunt treburile tale și lucrezi tu cu ele. Și pentru mulți este acea frică de a recunoaște pentru că ce vor spune ceilalți și atunci apare frica de judecată. Dar când îți este frică de judecata celor din jurul tău, de fapt este frica ta de a te critica. Pentru că tu cumva aveai o imagine despre tine și când te-ai dus în interior descoperi o altă imagine care poate nu ți mai place în acel moment. Și cum să recunosc eu că eu am imaginea asta în mine, când de fapt eu acum sunt așa? Și descoperirea aia doare. Da, da, descoperirea și nu vrei să o recunoști că este a ta. Cumva o ții acolo, pentru că nu trebuie să o vadă și cei din jurul tău. Da, da, asta, până la urmă, ne duce la schimbare. Ne duce la evoluție. Pentru că dacă am rămâne în acel loc, n-ar mai avea sens viața. Da, dar asta în momentul în care ți-ai depășit frica. În momentul în care îți dai seama că acea frică de ce ai descoperit este de fapt primul pas spre evoluția ta, e ok. Dar dacă tu frica aia, spui cum să afle ceilalți că, nu știu, eu pot fi și irascibilă sau din omul calm care mă știa toată lumea pot să fac și boom în anumite situații. Ok, și? Asta, până la urmă, înseamnă să recunoaștem că suntem oameni. Sau toți cum avem să problemele astea. Mai mult sau mai puțin. Puțin. Da. Sau sunt acele persoane care și-au creat o imagine și trebuie să păstreze imaginea. Și dacă eu aș veni să lucrez cu tine și ți-aș spune că, de fapt, în spatele acelei imagini sunt niște lipsuri și sunt niște goluri și sunt niște lucruri la care eu ar trebui să lucrez, în momentul ăla, imaginea creată cade. Și atunci este ego. Exact. Pentru că apare vulnerabilitatea și ego este mai puternic. Noi am fost învățați că a-ți arăta emoțiile înseamnă slăbiciune. Da? De fapt, a-ți arăta emoțiile înseamnă putere. Puterea de a le recunoaște, conștientizare recunoaște și a-ți dori, a intenționa să le rezolvi. Da, da. Aici, uite, cred că este și și problema educației noastre. Da. Pentru că, eu tot spun la emisiunea asta, noi nu suntem învățați să privim în interiorul nostru, să experimentăm în interiorul nostru. Suntem învățați de școală să privim numai în exterior și să interacționăm cu exteriorul. Deci, cred că este un punct pe care trebuie să-l atingem, dar imediat după pauză, pentru că urmează câteva minute de pauză, vom reveni cu această problemă a educației. Ok.